Românii mai au timp să se recenzeze. Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor a hotărât ca perioada de recenzare să fie prelungită până la 24 iulie 2022. Recenzorii vor merge din ușă în ușă pentru a efectua colectarea datelor celor care au ratat primele etape ale procesului. La sfârșitul zilei de luni, 11 iulie, datele Institutului Național de Statistică arătau o populație recenzată de 15,3 milioane de locuitori, respectiv peste 80% din populația rezidentă estimată la 19 milioane de locuitori la 1 decembrie 2021. Așa încât mai trebuie recenzate un număr de aproximativ 3,4 milioane de persoane până la 17 iulie. Din acest motiv, Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor a decis ca perioada de recenzare să fie prelungită. Așadar, toți românii care nu s-au recenzat în primele etape o pot face până pe 24 iulie 2022. În cele mai multe cazuri, persoanele care au rămas nerecenzate vor fi vizitate de recenzori care vor efectua procedura la domiciliu, iar pentru cei care nu erau acasă la momentul vizitei, se vor putea deplasa la punctele de recenzare înființate de fiecare primărie în parte. Conform hotărârii Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor, va trebui ca primarii să ia în considerare noul termen limită și să ia măsurile necesare pentru asigurarea încheierii contractelor conform modelului contractului cadru de servicii pentru recensământul populației și locuințelor. Românii care nu se vor conforma și nu se vor recenza până la data limită riscă să fie amendați.